Da, deci pala e din capăt. Au venit pompierii, da. Nu acum, deci acum i-au luat foc și eu cât am fost acolo în spate, am vorbit voie să vă dau dumneavoastră telefon și au venit presa și dacă am voie, dau voie să intre. Un puternic incendiu a izbucnit marți dimineață în municipiul Suceava la o fabrică de mobilă din cartierul Ițcani. Pompierii au fost alertați în jurul orei 8:30 despre izbucnirea unui incendiu la o hală. Lucrătorii ISU au ajuns imediat la fața locului, însă flăcările începuseră să se extindă cu repeziciune. După cum se poate observa, pompierii duc o luptă contra cronometru pentru a limita acest incendiu. Mai multe autorități speciale de pompieri au sosit la fața locului și mai multe echipaje luptă în aceste momente cu flăcările. Și după cum se poate observa, flăcările se extind cu repeziciune, iar aceste depozite sunt pline de materiale combustibile. S-au luptat cu flăcările mai bine de 4 ore, intervenția fiind destul de dificilă din cauza materialelor combustibile ce puteau fi găsite în interior. În ajutorul lucrătorilor ISU au intervenit și voluntarii de la Șcheia, care au venit și ei cu o auto specială. Sunt informat că societatea Forex arde și mi s-a cerut ajutorul din partea detașamentului de pompieri din Suceava să trimis și mașina de la Șcheia. În cel mai scurt timp, grupul de voluntari din comuna Șcheia s-a deplasat cu auto specială și în momentul de față participă la stingerea incendiului. De fum se ridica de pe fosta platformă industrială ce putea fi observată de la distanță mare. Da, arde cu violent și nu văd că nu se poate stăpâni, nu se poate ține sub control. Da. Se întâmplă, de la Dumnezeu toate. Își dau interesul oamenii, pompierii, mai este o mașină aici care alimentează. La dimineață era flacără, de cartohal încolo se vedea. De la depozit unde sunt eu, se vedea flacără mare. La ce distanță? Da, cât am? 200 de metri până la mine. Se vedea. Da. Și ați lucrat aici cât e? Din 73 până 98. Ați lucrat aici? Aici am lucrat și acum am văzut lui lucrând la Mopan și am văzut foc aici și am zis să vedem despre ce vorbim. Peste gardianul nu ne lasă și ne-a urcat pe hirdină, măcar de curiozitate. La construcția halei astea lucra și noi, da. Fabrica de mobile nu mai funcționa de ceva vreme, iar o parte a spațiului a fost subînchiriat la alte firme private. Grupa operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina județului Suceava, condusă de inspectorul șef colonelul Ion Bălui și detașamentul de pompieri Suceava, împreună cu servicii voluntare și private pentru stații de urgență, Comitetul Local pentru Stații de Urgență, echipaje de jandarmi, intervin pentru lichidarea incendiului la o hală care adăpostește mai multe societăți comerciale. La această oră incendiul este localizat, lucrăm pentru lichidarea lui. Se știe cauza sau ce se întâmplă? După lichidarea incendiului, cauza va fi stabilită, cauza probabil și... Se vede azi, suprafață mare, mare? În suprafață este destul de mare, o să vedem la sfârșit, deocamdată v-a zis, este și interior și exterior și nu putem estima în acest moment. Dacă în hală sunt materiale combustibile? Sunt materiale combustibile, sunt foarte multe utilaje și materiale lemnos din primele, din ce s-a văzut, pentru că este foarte mult fum. La sfârșit o să evaluăm și o să vedem ce s-a făcut. În jurul
orei 12, pompierii au lichidat incendiul și au început cercetările la fața locului pentru a determina cauza producerii evenimentului.